Să ne jucăm? Imediat. Da. Măi, nu, iată. Nu așa, nu așa. Vecină. Măi, unde-i crescut? Bă, dar și ea e învățată să vorbească. Bă, și ăsta s-a schimbat, mă, de ce ani, că înainte n-a apucat să zic. E învățată să vorbească direct. Odată o lua în șură. Acum stai să ne gândim, că să vedem. Să ne revenim. Vreau împreună să aducem tradiția și jocurile tradiționale de bătătură. Cum ne jucam noi când eram mici, păcate. Exact. Când te luam și te puneam pe... Da. E, de când ai plecat, ce ați făcut? Am luat de pe internet un joc nou. Și l-am adus în sânul nostru. E, lasă-mă. Da, l-am împrumutat. Joci cu mine? Da. Hai să-ți arăt... Fii atent, Gicos Vertis. Ai un joc de jucat acum? Faci cu ei, înțeleg? Deci eu am oamenii mei, asta nu pricep dumneata. Am înțeles. Ele pe toate sporturile, campion olimpic, ce ai fost, mă? Deci nu joc cu tine? Nu, eu sunt doar la susținere. Am înțeles. Păi, fii atent. De drumul tu iau un loc aici. Cum se joacă vecine treaba asta? O să-ți explic în câteva cuvinte. Tu ești concurent. El e cu brațele. Ia un loc. Eu mă antrenez oricum. Ia un loc, Giconaș. Așa, stai cu fața spre scaunul ăla, tu ești concurentul numărul 1. Mă duc mai aproape de el. O să alegem pe cineva, se mai pricepe cineva la jocul ăsta? Învățăm. O să joc tot eu. Eu o să fiu concurentul cu numărul 2. Să nu-ți intre râme între degete, auzi? Ai ușor, bă, nu e o problemă, că poate să și iasă la fel de repede, nu vezi? Dar cum să vin sandale la așa țară, se poartă, bă, în Scoția, băi, să fie... N-are, mă, de unde, da. Nu am un titlu pentru jocul ăsta, dar o să-l denumim pe parcurs. Ne gândim. Fii atent. Ai forță. Te văd așa împlinit. Ești și bodyguard. De la mistrie. Ai forță de la... Te văd. Dar nu se joacă cu mâinile. Lasă-le și nu mai stai așa, că nu... Da, n-am ieșit în oraș împreună. La noi, la țară, lucrurile sunt mai simple. Fii atent ce trebuie să faci. Ți-ar guma aia să-ți fie. Că... Lasă-l, bă, că este că tot profesionist de gumă, nu-ți zis să-i. Dacă el n-are bani să-și cumpere... Păi și spune Alex acolo, de la sir Alex Ferguson. Deci, fii atent. Alegeți o lingură. Știe ce e aia? E o lingură de lemn. Perfect. Asta o aleg eu, pe asta nu. Asta o aruncăm, dă-o încolo. Aruncăm. Deci fii atent. Ideea care este? Să ții lingura între dinți. Aha. Eu când mă aplec, să dai cât poți din mușchii gâtului, sternocleidomastoidean, care toată lumea a învățat anatomie. Cel mai lung mușchi din corp. Lasă, nu. Să mă lovești cu lingura în cap, cât poți tu de tare. Dacă ai supărări, frustrări din tinerețe, dacă ceva nu ți-a ieșit... Dacă vreodată te-ai supărat pe el, când nu erai în Marea Britanie, când erai pe aici, dacă ți-a venit vreodată să-l iei de gât. Păi ia, o să te doar, treaba ta. Asta e, mă bazezi pe treaba asta. O să te las să începi tu. Vezi că ți-a plecat bișonul de pe cap. Dar chiar am vrut să te întreb de la începutul emisiunii, vecine, de ce ești, kazac, rus sau ce ești, matale? Cu sarcă, așa se poartă, sau... mă, este stilizat. Vine foarte bine. Îi dau tare, șef. Puși, mă. Îi dau tare? Îi dai să... Dă-i. De toate supărarea. Ai mare grijă. Am mare încredere. Vezi cum îți lași dinții. Cine dă primul? El. Că el. E invitat. E, da, e chiar aspect. Foarte tare, adică nu... Da. A rămas cu niște gesturi pământene. Stai, ce mă, vrei? Eram în clasa a patra. Păi stai, mă, noi reciclăm, noi nu aruncăm așa bucata de pietre. Atenție! Concursul începe în 5, 4, 3, 2, 1, 1 start! Bravo! Are forță ăsta, bă, băiatule, trăi la țară. Da, ok, da, acum. Dă-i. Vezi cât de... Ai vrut să dai de două ori. Nu, ai, așa ai tremură dinții. Să vezi ce dau eu de două ori. Are paradontoză. Cum se aude aia? Mă, și așa sex aude capul tău când așa. Alemn așa. Dar fii atent, te lasă, te mai recuperezi. N-ai mușchi, da, mai fă niște exerciții. Mai fă? Da. Eu simt că dai tare, dar nu dai să nu-i strici guma, nu-i pune mâna acolo, că-i mâna. Da. Hai, concentrează-te mai tare. Leșin, ușor, ca la găina aia. Mă face și de râs, să vedem ușor. Hai. Aia? Iau. Mă. Că mâncați numai cârnați dimineața. Parcă te-ai mai împlinit. Ia dă-i tu vecinea cu tare.
Păi ia, doi, păi o mâine. Da, fără, păi, doi, uite, mâine. Trei și... Așa, 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 ce să zic? Stai că... Nu pot să dau de râs. Ultima, ultima, ultima. Gata. Ma, da. Ce înseamnă? Tu ai plecat acolo, n-ai mâncat bine, că ți-i contează și... Ce? Îți scurg lacrimile de la... De la... Da, tare, mămâiță, de asta, că mă doare. Iată, ce vreau să zic. Tu ce mănânci acolo, Marea Britanie? Ce? Care e alimentația naturală? Shrimps. Cum? Shrimps. N-avem aici. N-avem. Noi avem MBS. Ultima, ultima. Concentrează-te. Trage-l în pet. Hai. A venit forța în braț. Au, știi ce? Hai să ne mai jucăm. Bagă ăștia tot felul mâncare pe acolo și steroizi am forță în dinți. Da. Aia și jucați acu dacă e. Tu ce credeai că sunt booster sau ce? Ia uite. Tu de ce râzi? De ce râzi? Ramona, ia treci tu pe partea asta alaltă. Al dracu zici că te atrage magnetul. Gata, unchiule, vin aici. La aici, de la mirosul, de oaie. Nu de Givenchy. Stai, dragă, aici că stai mai bine. Ești am făcut sigură. Rost de măsline. E mai mici, dar e bune și astea. Dragii mei, fiți bineveniți într-o zi. Mă doare. Ai zis să nu joci de-astea cu mine. Fiți bineveniți într-o zi de sărbătoare, zi, două zi de Paște la Neața. Vă mulțumim, las că stăteai bine. A doua zi de Paște, sper să aveți bucurie în suflete, să aveți oameni dragi la masă și doar oameni invitați. Dar doar oameni invitați. Și să vă meargă bine toată ziua de astăzi.